Premierul Dacian Cioloș a spus că primăriile sub 3.000 sau 5.000 de oameni ar trebui să fie desfințate. Dacă se atinge pragul stabilit de 3.000 de locuitori, ar putea să dispară 39 din cele câteva zeci de comune din județul Suceava. Dacă pragul s-ar menține la 5.000 de locuitori, în Suceava ar mai rămâne doar 22 de comune. Cioloș a declarat că, după recensământul din 2011, doar comunele Arbore, Baia, Bosanci, Cornul Luncii, Dermănești, Dumbrăveni, Frătăuții Noi, Horodnic de Sus, ipote Mălini, Marginea, Preotești, Râșca, Șcheia, Straja, Stulpicani, Todirești, Udești, Vama, Verești, vico de Jos și Zvorăștea au peste 5.000 de locuitori. La Suceava există 13 comune care au sub 2.000 de oameni. Este vorba despre Bălăceana, Breaza, Cârlibaba, Ciocănești, Ciprian Porumbescu, Coșna, Crucea, Horodnic de Jos, Iacobeni, Moldova-Sulița, Mușenița, Poen-Solca și Ulma.